Dragi prieteni, suntem din nou alături de Părintele Pime, în Sarețul Chiliei, intrarea Maicii Domnului în biserică, din schitul românesc Lacu, evident Sfântul Munte Atos. Fac de fiecare dată această prezentare a interlocutorului meu pentru că apar permanent persoane noi, telespectatori noi, care nu cunosc și este normal să fac această prezentare. Părinte, o să vă rog să comentăm câteva subiecte ale momentului, sunt câteva subiecte pe care deja le trăim și o să începem cu un eveniment care este în desfășurare, provoacă emoții, nu doar nouă, provoacă emoții în toată Europa și în multe alte țări din lume. Mă refer la acel conflict între Ucraina și Rusia. Pe noi ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă cu noi, ce trebuie noi sau ce trebuie să înțelegem noi din toată această poveste, pentru că, dincolo de interesele unor alte mari puteri, noi avem această desfășurare nedorită la poartă sau lângă gardul nostru. Și aș vrea să comentați puțin câteva lucruri care s-au petrecut recent, să spunem, în această toamnă, în această vară, și mă refer aici la avertismentele pe care cumva, poate exagerez eu sau forțez puțin acest termen folosindu-l avertisment, poate că poate fi tradus altcumva și o să vă rog pe dumneavoastră să faceți acest lucru, aceste semnale pe care cumva Dumnezeu încearcă să ne-l dea prin incendii. Au fost incendii și în țară, au fost incendii și în Grecia, au fost incendii și în alte țări limitrofe. Seceta prelungită, iată că avem o vară care nu doar că nu se mai termină sub aspect climatic, ci pur și simplu parcă cineva a închis robinetul. Și evident, toate aceste lucruri pe care noi le considerăm a fi nefirești, anormale, dar nu vrem să le asociem cu ceea ce poate că facem noi greșit în acest moment. Da, prima dată bine ați revenit Vă mulțumim că ne-ați în primit. grădina Maicii Domnului. Păi Maica Domnului ne ține pe toți, care îi primește ea și noi cu dragă inimă. Da, și să intrăm un pic în ceea ce ați dezvoltat așa. Dumnezeu zice că nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Adică Dumnezeu încearcă pe toate căile să ne apropii de El sau să ne facă să înțelegem că nu suntem pe drumul cel bun. Adică apuci pe un drum și spune, măi, prăpastie în cap tu ceala și scoate tot felul de lucruri în cale care îți împiedice să ajungi acolo. Și tu izbești, dai cu capul, le dai deoparte, nu că vrei să ajungi acolo. Deci, într-adevăr, cum a zis, că dacă ne gândim un pic în urmă, o perioadă de vreo 2 ani, toată vânzoleala asta din lume, sub o formă sau alta, iară, trebuia înțeleasă cum trebuie, indiferent că au fost interese omenești ca peste tot în orice ce sunt profitorii care, cum se zice, trăiesc din toate astea, dăm deoparte, ei știu singuri, au conștiința, cei care au profitat de alții, fiecare o să răspundă în fața lui Dumnezeu la timpul cuvenit, că acolo nu scapă nimic, cum zice, nici un punct, nici o virgulă la Dumnezeu. Cum ai lucrat, așa primești. Dumnezeu, cât timp acum suntem pe pământ, e milostiv. La judecată va fi drept. Și acolo e clar. Fiecare cum a lucrat, indiferent ce funcție au avut, că au fost mic, cum este o vorbă, de la opincă la vlădică, adică în toate funcțiile, indiferent de stat, de ce putere, că e miliardar, că e ce o fi el, adică toți dau socoteală în fața lui Dumnezeu cum a lucrat. Și atunci Dumnezeu, aici revin iar, mi-amintesc de Imperiul Roman, cum spunea cineva, când a început decăderea Imperiului Roman, când s-au legalizat toate urgiile, toate păcatele astea care sunt păcate, ne spun Sfinții Părinți, cutare, cutare, adică toate sunt păcate și astea tu le faci normale, le legalizezi, atragi urgia lui Dumnezeu asupra ta. Și zice, în momentul în care romanii atunci au legalizat toate astea, puteai să faci orice, momentul ăla a început decăderea lui, până s-a ales praful. Vedem de câțiva ani încoace, ca să o pornim de unde trebuie, cum se zice. A început legalizarea, în primul rând avorturile,
de la noi, cum să zice, imediat, așa zisa libertate, cum am intrat, prima lege a fost legalizarea avorturilor și avem încă o țară ucisă. Și nu de orice cine, când spui cu un criminal sau ceva. De cei care trebuia să protejeze? Mama care trebuia să-și protejeze pruncul ucidea. Adică cea mai mare crimă, adică nu este mai mare decât asta. Ei, și toate astea s-au legalizat. După aceea toate urgiile păcatelor, tot ce se poate spune, care în timpurile vechi Dumnezeu coborea foc din cer pentru lucrurile astea. Ei, toate astea au început să devină legalizate, să nu ai dreptul să zici nimic împotriva lor, că tu ai probleme dacă zici ceva. Deci totul în regulă, totul așa. Deci lucrul ăsta s-a extins din ce în ce mai multe țări. Și multe și altele, ca să nu intrăm în ele, o grămadă de lucruri din astea, au început decăderea morală. Să ajungi la copii la școală, să le bagi toate prostiile de mici, să-i strici inocența copilului care, el trebuie să crească, de ce s-a pus că până la 18 ani e sub tutela părinților? Pentru că e formarea lui. Acasă, școala, format frumos, să crească un om cum trebuie, exact ca un copac care la început îi pui un lemn alături, alegi să crească drept, îl dai în sus, îl curăți, să ducă, până se întărește el și după aia îl lași liber, se duce. Ei, la fel și copilul, are nevoie de lucrul ăsta. Ei, aici s-a profitat, în perioada asta, cât copilul în formare, să fie lovit din toate părțile, cu toate venite idei, că poți să hotărăști tu pentru tine tot ce vrei, uite, noi îți stăm la dispoziție. Știind că copilul încă mintea lui în dezvoltare. Deci nu are capacitatea să ia o hotărâre singur. Că de asta s-a și pus până la 18 ani, nu poate să plece nicăieri fără însoțiți de părinți, fără aprobarea părinților și cu tare, pentru că clar, explicat și medical și tot, mintea e în dezvoltare. Deci el ia hotărâri de astea după cum vine, după starea asta care o are, imediat, într-o direcție sau în alta, e schimbător. Nu a ajuns la o maturitate. Și atunci se folosește de slăbiciunea asta și să ajunge la nivel de state. Ca să lucreze lucrul ăsta, să distrugă generația tânără. Deci toate astea, dacă privim până la urmă, sunt împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Deci toate acolo duc. Și atunci ne dăm seama că, de fapt, cine îl urăște pe Dumnezeu mai mult? Și știm că diavolul, când că permanent de la căderea lui, uitați, acum au fost și sfinții arhangeli, s-au prăznuit. Deci și el, diavolul care a fost unul din cel mai mari arhangeli, cum se spune, cum spune acolo, Luceafărul de la așa, care au căzut. Ei, și el a ajuns cumva în decăderea asta să aibă o ură față de Dumnezeu și răzbunarea, au văzut Dumnezeu ce iubește mai mult, iubește pe om. Și ce o zis, să mă răzbun pe om. Și atunci ce trebuie să facă omul? Să facă lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu. Și atunci se folosește de oamenii slabi, nu contează câte si din ce funcție și ce parte materială au, slabi duhovnicești, decăzuți, imorali, adică care au gustat toate urgiile astea, că și-au permis din cauza banilor. Ei, și se folosește de oamenii ăștia ca ușor să distrugă generația tânără. Că asta e, că generația cealaltă ușor se duce și asta tânără se ridică. Și dacă s-a ridicat o generație tânără care-i compromise, cum se zice, distruse, nu mai știe, n-are repere, n-are, nu știe în ce direcție să o ia, după aia lucrezi ce vrei cu ea, faci ce vrei cu ea, adică o manipulezi cum vrei. Și asta vrea diavolul, ca să ridici o generație de asta, cu toate, tu nu-i după voia lui. Că eu văd, pe aici trec și tine și copii, te minunezi ce copii curați, ce copii buni vin, care din lumea asta plină de toate urgiile, da? Și se mențin pe linia lor, se luptă, pentru că au avut părinți care i-au ajutat. Și atunci o pornit de acasă bine și se mențin. Și îmi spuneau, chiar părinte, și la școală suntem considerați ciudați. Că nu facem ce fac ceilalți, nu fumăm, nu bem, nu ne drogăm și suntem că suntem puțini. Adică într-o clasă, zicem, de 25, dacă sunt 5 care se țin pe linii, 20 sunt partea elantă. Și ne consideră pe noi 5 ciudați, că nu facem ca ei. Deci asta, ei, și aici ca să ajung, cum se zice, am luat-o treptat așa. Dumnezeu, văzând toate astea, decăderea asta, că o luat-o cu viteză la vale, a început să ne dea anumite semne. O îngăduit timp de 2 ani toată nebunia în lumea asta. Indiferent că a fost omenească, că sub ce mână, îngăduită Dumnezeu. Că și-au făcut unii treburile, că alții s-au îmbogățit, asta, așa. Dar, vedem că Dumnezeu a îngăduit-o. Alea 2 luni în casă. Multă lume mi se plângea că n-am timp de copii, n-am timp de soții, n-am timp, că na, vin mai mult bărbați aici,
părinte, lucrezi atâtea ore, nu știu ce. Dumnezeu, văzând atâtea plângeri, ce o spune? Ia treceți toți în casă, familie la familie. Și rezolvați-vă problemele. Amanta acasă la ea, amantul acasă, cu tare, familie la familie. Când aveai drept un act, e atâta. Familia închisă în casă, n-avea voie să mai iasă nicăieri. Poftim timp pentru ceea ce vă plângeați că n-aveți timp. Nu o zi, o săptămână, două luni. Să vă lămuriți, să vă dați capul de pereți, să vă cunoașteți. Că erau căsătoriți de ani de zile și încă nu se cunoșteau. Și atunci s-au trezit ei cu cine-s căsătoriți, ce copii au, când două luni au stat în casă împreună. Și s-au văzut atunci că tot era un fals, că spuneam că n-avem timp. Nu era asta, era fuga de responsabilitate. Prefera să lucrezi mai mult, să te mai duci cu prietenii ca să ajungi mai târziu acasă, stai cât mai puțin acasă. Și acasă, repede, când vineai, că-i meciu, că-i nu știu ce, la copil îi puneai tableta, soția la telenovele și se rezolva treaba. Deci asta nu-i era familie. Și Dumnezeu a vrut, doamne, hai să clarificăm și treaba asta. Vă dau două luni la dispoziție, care sunteți familie? Familie, care o luați razna, cum zice, direcții greșite, luați-o. Și eu strâns pe toți în casă. Și atunci s-au văzut. Mi-mi spunea cineva care se ocupa cu tot felul de hârtii de asta. Și părinte, m-am speriat. De cel puțin 20 de ori rata divorților a crescut. Că ajungeau hârtii la mine în perioada asta, zice, de pandemie. Zice, au fost nebunii cu divorțurile. Ceea ce nu era înainte, zice. Adică au început să cunoască unul pe altul, stând în casă. Și atunci s-au trezut, bă, cum ăsta e bărbatul meu, asta e nevasta mea? Că ei până atunci erau musafiri acasă. Copiii, la fel. Au început istorii de asta neînțelegeri, pentru că noi nimințeam frumos. N-avem timp, că aș face totul, aș avea grijă de copii, de nevastă, dar n-am timp, munca. Poftim timp. Ce păi, faci cu el? Da. Și au început, cine a înțeles timp, a petrecut foarte frumos și eu legat mai mult. Cine nu, praful s-o ales. Ei, și asta Dumnezeu ne-a spus, da, asta e poftim. Chiar dacă s-a folosit de oamenii ăștia, cum se zice, prin ei, Dumnezeu a câștigat partea lui, să zicem. Bun, după toate astea, trebuia o cale să liniștească și nebunia asta, nu? Că nebunia asta continua, nu vă gândiți că gata să oprea la 2 ani. Că din pic se puteau face multe. Și atunci s-a îngăduit războiul ăsta. Să înceapă acolo. Și dintr-o dată a dispărut toată boala. Gata, nu mai este. Când mai este câte un caz răceală, deja nu mi-ai boala aceea. Până acum puteai să te înțepi la un picior și era boala aceea. Gata, deci nu exista altceva. Ei, acum dintr-o dată s-a schimbat totul. Am toată direcția la războiul ăsta. Dar noi trebuie să privim partea duhovnicească. Bun, că și acolo e manipulare 100%, ni se pune în față numai ce trebuie să știm, ni se arată dușmanul în direcția care vor ei să știm, deci nu contează. Asta e treaba lor, e partea noi, trebuie să privim partea cealaltă. Ei, la toată nebuneala asta care se face, noi ne-am îndreptat cu ceva pentru că se spune, băi, să apropie război, o să murim. Uite, gata, mâine, ăla-i cu valiza, ăla-i cu nu știu ce, gata, o să fie. Bun. De ce-i fac lucrul ăsta ca să ne ții în panică? Pentru că și asta e o strategie studiată bine. Pe omul, dacă îl ții în panică, ăla nu mai gândește, nu se mai roagă, nu-i mai bun de nimic. Și îl bați, cum să zici, în direcția care îi dai, ca la oi. Dai cu bățul în partea aia, eu toți în direcția aia. Dai invers, pentru că asta îi expui în față. Ei, dar noi am trebuit să luăm partea de câștig de aici, cum se spune, duhovnicesc. Bun, ni se spune toată ziua că în curând o să murim. Că s-o luăm pe drept, dacă ar intra țara noastră în jocul ăsta cu totul, praful să alege, să ne fie clar. Nu să mergem cu mănușcă, o să ne apere nu știu cine, dacă nu ne apere Dumnezeu, noi o să fim tabla de șah unde o să desfășoare toată nebunia. Deci țara noastră o să, cum spunea Păniclopă, o să umbli dintr-un cap în altul, să găsești un om. Că praful să alege, să nu... Adică să spune că să viezi, că o să mai fie. Nu. Deci e clar, dacă ne băgăm, unde nu ne fierbe oala. Și atunci Dumnezeu ce vrea să ne spui? Măi, vedeți, de atâtea luni eu țin în, cum zice, într-un făgaș toată nebunia asta. Voi ce faceți? Pentru că sunteți amenințați în fiecare zi că o să leagă praful. Ce faceți voi? Ați schimbat ceva în viața voastră? Cum spuneam eu din timpul pandemiei, că băi, când scăpați de aici, să rupiți ușile bisericilor. Să nu încapă lumea. Stai toți preoți să spovedească toată ziua. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum la fel, ar trebui oamenii, băi, nu să știe, mâine, păi mâine. Chiar să revar, să îngăduie Dumnezeu și să extinde toată nebunia asta și poate să devină chiar mondial. Bun.
dar pregătirea noastră, mai ai timp, crezi că atunci să te mai duci tu, părinte, spovedește-mă? S-a terminat. Deci lucrul ăsta trebuie pregătit de acum. În primul rând, spovedanie. Asta e prima treaptă care omul trebuie să o facă. Spovedanie. Și acolo îi dezlegat. Îngădui Dumnezeu duhovnicul. Așa, deci, să se împărtășească și să înceapă să schimbi ceva în viața lui. Pentru că poți să fii ultima zi și te duci și te întâlnești cu Hristos. Ce răspuns îi dai? Cum ai lucrat? Că ai avut timpul de pregătire, care e sub o amenințare timp de vreo 2 ani încoace, a fost o amenințare continuă. Pe toate nivelurile, pe toate canalurile, pe totul, că o să muriți. Asta se spunea. Altceva nu se spunea. Deci era, adică, prin oamenii ăștia, indiferent cum a fost, s-au spus mereu că suntem la un pas de moarte. Toți. Dacă suntem la un pas de moarte, adică oficial spus, cum se spune, de la conducere până la doctor, până la oșicii, bun, tu nu crezi în Dumnezeu, să zicem, dar oficial cei oamenii politici te-au spus că ești la un pas de moarte. Trebuie să-ți rezolvi alea că treburile sufletești, să vezi. Bun, ateu, ce-i fi? Uite alea că la tine, adică se termină tot aici? Ai murit. Puneți întrebarea, stai mai un pic, dar asta suntem noi, animalii care s-au dus în pământ, stai un pic. Că totuși avem atâtea minuni, atâtea icoane care izvorăz miră, atâția oameni care se vindică. Stai un pic, înseamnă că există ceva mai presus de toată nebunia asta în care unii îți băgați că atât ai tot aici. Adică ești animal, mănânci, bei, dormi, te-ai trezit și s-a terminat. Chiar o nebunie. Exact, să vă spun acum, recent era văzusem un interviu undeva, un pastor, nu știu din ce religie, era luat un interviu și discuta temele astea, îi spunea întrebări din Sfânta Scriptură cu Mesia acolo, cu Lazie, cu citatul, cu tare, cu tare. Și când l-am avut pe ăsta ca pastor, zic, bă, totuși, adică mă gândeam cu ale de minte mai mult, avea și vreo 60 de ani. Adică spunea că, hai să fim serioși, că spun ăștia că după moarte chiasă sufletul și se duce. Și prostii. Și cum adică lucrul ăsta? Să vezi un suflet fără trup? Astea-s prostii, nu-s adevărate. Păi atunci tu în ce crezi dacă tu nu mai crezi că există ceva după moarte? Deci era religia lor, că era penticostar, că era nu știu ce. Deci era un pastor, deci așa, din sectele astea. Și când spunea el că, domnule, eu nu cred în așa ceva, că după aceea, că suflet, nu, domnule, sufletul cu trupul, cât s-o terminat, s-o dus. Eu scânteii care se întoarce la Dumnezeu și nu mai există nimic altceva. Păi ai ajuns mai rău decât filozofii vechi, decât, adică, tot aici pe pământ. Mănâncă, dormi, bea, că dincolo s-o termina, nu mai este nimica. Deci să nu ajungem la lucrurile astea. Deci să ne fie clar că avem prea multe mărturii, chiar începând din Sfânta Scriptură, cum vedem la Avram și săracul Lazar, care zice, și-a murit, cum zice acolo, bogatul și săracul, da? Și-a murit, zice săracul, și s-a dus în sânul lui Avram, cel care era suferind acolo, cum spune la Evanghelie, care se chinuia și el, cerșea de la masa stăpânilor, cădea fărâmituri pe sub masă, le mânca și el cu câini împreună acolo. Îi lingeau câinii. Da, și rânile, tăti, lingea câinii, da. Și el, bogatul, se îndulcea de toate. Și-o muri bogatul, după aia spune, și s-a dus în iad. Că înainte nu era raiul ca și acum, până la Mântuitorul. Atunci exista un loc care îi spunea sânul lui Avram. Care oamenii care erau buni nu se duceau la chinuri. Dar nu era nici în raiul propriu zis. Era sânul lui Avram, așa era numit, într-un loc bine. Ei, când a murit bogatul, s-a dus în iad. Și de acolo îl vedea pe Lazar acolo, chinuindu-se. Deci îți mărturii care cum au fost. Și avem altele și altele. Deci toate astea în care se vede că există o dreptate după aceea, prin care Dumnezeu hotărăște. Cum ai lucrat, așa primești. Și să revenim, cum zice, la oile noastre. Acum Dumnezeu ne-a dat șansa, încă timp de libertate, vedem, e libertate, te duci la orice biserică, te duci unde vrei, te poți ruga, te poți spovedi, te poți împărtăși, te poți boteza, cununa. Dar să vedem cât o să mai fie lucrul ăsta. Să admitem că se încinge situația și se intre sub dictatură militară și nu mai voi să ieși din casă. Să te văd atunci cât ți-ai dori să te duci să te spovedești, să te împărtășești. Că ai ieșit din casă, te-ai împușcat. Că atunci îți reguli stricte dacă se intră în conflict direct. Și să vedem ce mai faci atunci. Vai, când vai, n-am apucat să mă spovedesc. N-ai apucat? Atâta timp liber ai avut. Avem timpul ăsta și încă îl mai avem. Să profităm de el, să ne pregătim să nu lăsăm pe ultima sută.
Pentru că Dumnezeu, vedem că e ca o oală în fierbere care o ține sub control. Nu a explodat. Încă. Încă, da. Și atunci, încă ne mai dă timpul ăsta, măi, trezește, pregătește, uite ce este. Pentru că lupta e la toate nivelurile. Să ne gândim, nu vedem și acum împotriva bisericii să încearcă de negreri sub toate căile, pe orice cine. Pentru că diavolul vede, oamenii încă au încredere în biserică, în preoți, pentru că văd. Îi ajuns la starea de disperare și duce să spovedește și își revine. Sau se duce, îi face Sfântul Maslu și se face sănătos acolo unde doctorul a spus că nu are vindecare. Adică o grămadă de lucruri că Dumnezeu lucrează. Și atunci diavolul ce zice? Nu. Dacă pe altă cale nu mergem, să denigrăm biserica, să lovim în preoță biserici, orice îi legăm în cărcă, orice putem, numai să dărâmăm încrederea oamenilor. Dar omul, că mă întreba cineva, părinte, dar totuși unii de ce se duc la sectar și duc în alte cărți, părți, oameni care vineau la biserică, zic, oameni care nu au gustat niciodată credința, adică pe Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, sunt oameni care se ducea la biserică pentru că dădea bine să se ducă la biserică, sau să mai întâlnea și el cu prietenii, sau își prezenta moda la biserică, sau cine știe, dar omul ăla nu a trăit credința, ăla nu a gustat din harul lui Dumnezeu. Omul ăla nu s-a pocăit cu adevărat, nu s-a spovedit să guste credința, să trăiască, să simte bucuria credinței, bucuria legăturii cu Hristos, cu Maica Domnului. Și atunci, omul care nu a simțit lucrurile astea, imediat vine cineva, îi oferă bani, da, puh, unde te duci, în direcția aia. Sau alte oferte, sau alte ceva îi se pare lui, că nu știu ce, gata. Deci foarte ușor, omul se abate, care nu tăie credința, cel care a gustat, ăla nu se duce, de ce mucenici era, s-a umplut, cum zice, cerul de mucenici, că ea gustase harul lui Dumnezeu. Și nu conta ce vinea, sabia la gât, îi băgai, chinuia, pentru ea nu exista. Să nu aibă ei contactul cu Dumnezeu, să nu-L slăvească pe Dumnezeu, să-L lepede sub nicio formă. Ei, și de asta Dumnezeu ne-a dat timp acum să ne pregătim. Tot în acest aspect aș vrea să clarificați, să explicați un lucru și cumva așa pe cale de consecință să adresați un mesaj în două direcții. Una către cei care au primit acest dar de la Dumnezeu și anume să aibă priceperea să conducă oameni, conducătorii noștri, politicienii noștri, și un mesaj către popor. Când spunem popor, ne referim la noi toți, de fapt. Și, în mod particular, explic această intenție în felul următor. Se pare, eu folosesc această exprimare ușor evazivă ca să nu pare eu categoric, dar informațiile sunt deja foarte cunoscute. Se pare că există un grup destul de consistent dintre conducătorii noștri care în acest moment negociază efectiv interesele acestui neam, acestui popor, punând, fără voia noastră, punând pe masa negocierii țara ca potențial teatru de război. Se oferă ca alternativă, ca monedă de schimb, România noastră pentru a deveni unul dintre locurile în care se va putea lovi într-una dintre țările care se află acum în conflict. Nu suntem consultați, nu suntem întrebați. Cei care se pare că fac acest lucru o fac doar pentru a-și asigura niște privilegii, niște poziții de securitate, pe de-o parte. Deci, practic, ei încearcă să vândă ceea ce nu este al lor și să transforme țara asta într-un loc al războiului. Noi nu ne dorim. Însă, poate mult mai responsabili suntem noi, cei care formăm poporul. De ce? Pentru că mulți, foarte mulți dintre noi ne ascundem în spatele acestei idei care sună cam așa. Ce pot să fac eu? Pot eu să îi influențez pe acești oameni care iau decizii? Și noi am mai discutat și nu odată despre cât de mare este importanța și cât de colosală este forța unui singur om care a luat în serios relația cu Dumnezeu, face ceea ce trebuie să facă în această
frumoasă conversație cu creatorul, își așează viața și a lui și a familiei și acest om, multiplicat în societate, vorbim despre o tipologie, reușește să-i ofere lui Dumnezeu tocmai acea motivație de care și dumneavoastră foarte bine aminteați. Să intervină, dar trebuie să-i oferim motivație. Vă rog să comentați. Se întâmplă, vedem că în fiecare funcție ai responsabilitate. Mi-amintesc că spune la Sfânta Evanghelie că au venit și soldații la Mântuitorul și au spus, Doamne, dar noi, voi, și aici mă refer la poliții, la soldați, la jandarmi, cum e în timpurile noastre, voi să vă mulțumiți cu solda voastră și să nu ne dreptățiți pe nimeni. Adică cu salariul vostru care l-aveți să vă mulțumiți, să nu ne dreptățiți pe nimeni. Să nu, știu eu, să încărcați, să luați mită, să, cum acum, amenzi, nu știu ce, ca să arăți tu cât ești de tare, că să mergi cu... Exact, uite, recent a fost un polițist aici și îmi spunea, în perioada asta de pandemie, când s-o da legi cu amenzi, că nu știu ce, cu tare, că ai ieșit din casă, dă-i amenzi între 500 și 5.000 sau nu știu ce. Deci aveam colegi din poliție care în fiecare zi vineau cu amenzile maxime, ce se putea. Și cam mai ar 10 azi. Deci la ei era o mândrie că mai prins o bătrână de aia săracă, o întârziat să-și ai o pâine și i-a pus amenda maximă. Că ordinul era de acolo, na, de la cei mai mari a poliției, cât mai multe amenzi. Să mărească venitul, cum se zice. Și erau unii care duceau la extremă lucrul ăsta și erau și mândri. Și eu spunea, măi, eu n-am dat nicio amendă. Mă întreba, dar tu? Păi n-am întâlnit niciun caz care să merite lucrul ăsta. Și păi, erau oameni amărâți, înțelegeam fiecare câte o situație, nu erau, deci, adevăr, adică ce ajungeam? Să ne prigonim unul pe altul, să ne facem rău unul la altul, din câți interesele cuiva, și erau colegi o grămadă că vineau cu maximul. Și atunci am stat și m-am gândit, ia să te văd eu când îți vine ție rândul să te duci la Dumnezeu și vine Dumnezeu cu pedeapsa maximă, că așa ai lucrat și tu. Pe măsura... Cum ai lucrat, așa primești. Dar altceva eu zic, tu ai adus acolo amenzi pentru că îți mai punea un grad sau îți mai adăuga ceva la salariu, că ai adus tu nu știu câte amenzi, da? Și mai luai 100 de lei în plus. Hai să ne gândim la altceva. Că Dumnezeu zice, când ai o milostenie, îți dă însutită înapoi sau 1000, da? Dar când ne dreptățești pe cineva, îți ia însutit sau 1000. Și oamenii ăștia ne dreptățeau pe cineva. Și să admitem că omul ăla că are și el funcția aia, s-a dus și o adus el amenzile din care o lua și el în 102 de lei în plus. De ea să pui el în mit când îi ia Dumnezeu. Și o să trezească că are o datorie la bancă și vine banca și îi ia casa. Luăm, asta e puțin material. Dar hai să zicem, se îmbolnăvește copilul de cancer. Și să te văd eu prin toate spitalele, să cheltuiești tu tot ce ai și copilul să nu se vindece. Ca să vezi ce înseamnă, pe câți oameni ai nedreptățit tu cu amenzile alea, poate ei au de plătit un an de zile pensia lor să-și plătească o amendă, fără să facă nimic, cu aici să-și iau o pâine și nu s-o încadrat în timpul ăla. Și tu să arăți tu cât de grozav ești. Ei, uite, era un caz în țară, l-am mai spus cândva, la o familie care știam. Și soțul era judecător și-a murit omul. Și îmi povestea soția, și măi, la mormântare, jumătate erau țigani. Și mă, ce caută ăștia aici, că noi n-avem rude de așa ceva, nu cu tare, și numai așa, dar plângeau. Și bă, dar cu voi ce e aici, mă? Și când se uită, și bă, pe toți închisese el, ca judecător. Și da, pe voi v-au închis. Da, își luase tăți pălăriile, o da, avem cinste mari pentru el. Când totdeauna ne-o dat pedeapsa cea mai mică, dacă era între 2 și 10 ani, el ne dădea 2 ani. Ne-o închis că meritam. Dar niciodată cu pedeapsa maximă, totdeauna cea mai mică. Și aveau respectul față de el când totdeauna au lucrat înțelepțești, cu milă. Cum spune și Dumnezeu, noi vrem ca Dumnezeu să lucreze cu milă cu noi. Să lucrăm și noi cu milă, indiferent, ești într-o funcție, da? Trebuie să pedepsești, trebuie să iei o hotărâre. Dar nu te întinde tu la pedeapsa maximă să le arăte o lor. Lucrează cu milă, pune mila în față. Pune și legea, dar pune și mila. Că atunci o să lucreze și Dumnezeu cu milă cu noi. Dacă noi ne credem grozav și facem că avem o funcție sau avem interesele noastre, distrugem pe alții, călcăm pe alții ca să ajungem noi la o funcție, să ne aplaude cineva de nu știu unde,
că am ajuns noi ca țară să cerșim mila nu știu care, că dacă ne bagă în seamă nu știu ce țară, vine țară la noi, nu știu ce președinte, îți mai dă o emblemă de aia, o insignă în piept, deja te crezi buricul pământului. Toate astea sunt praf și pulburi. Morși aceia care ți-o dat aceia, ai să mori și tu și ai să dai socoteală cum ai lucrat, nu numai pentru tine, în funcția care ai avut-o și în responsabilitatea față de popor, din neamul ceala. Că fiecare răspunde, o să fim judecați și cu ce am contribuit la neamul nostru, nu numai cu cele personale. Dacă ți-ți s-o dat o funcție, tu răspunzi în dreptul ceala cum lucrezi. Deci, mult clar, mai mult. Dar nu-ți discute, după tot ce ți s-o dat, dacă tu ai responsabilitatea ca țara ta să rămâi în liniște, fără să o bagi într-un război care aduce mii și sute de mii de morți, care toți o să fie mâinile tale mânjite cu sângele lor, că datorită la o semnătura ta ai băgat țara în război și toate astea se întorc împotriva ta. Mai ai tu somn liniștit când știi că a murit atâția din cauza ta că ai vrut tu să-ți agăți la gât o diplomă sau ceva? Și ai băgat țara în război, ai băgat, știu eu, ai adus haos în țară care nu și-avea rostul. Eu ce am făcut? Doar am mai vorbit, chiar la început, în primele zile când a început războiul. România nu trebuie să bagi în jocul ăsta, eu îi zic joc politic, că acolo e un joc politic. Din diferite interese, treburi, așa, România trebuia, că România întotdeauna și-a văzut de treaba ei. O sta cu minte în hotarele ei și-a apărat drepturile cele. Noi am fost o țară de echilibru întotdeauna în Europa. Suntem din popoarele cele mai vechi. Noi nu trebuie să ne băgăm nicăieri, să ne apărăm ce avem și să fim cu respect față de toți. Uite, am văzut chiar ieri un interviu la cineva din ăștia care mai pleacă pe toată lumea asta cu un canadian care a venit în 90 în România. Și s-a aceiat el pe România, s-a îndrăgostit de o fată pe acolo și a rămas în România. Nu știa o babă românește. Și mă, zici, în ce hal era România la timpul ăla, 90, era imediat pe Revoluție. Vă dați seama, era transformarea aia când era haos și peste tot, pe străzi. Și bă, sărăcie, sărăcie, dar zice, peste tot era polițiști cu automate. Că era atunci, imediat, adică ce vedea el? Ei, și toată sărăcia aceea și toate greutățile alea. Și zice, bun, dar partea bună, ce ai văzut? Și când am văzut popor mai ospitalier. Și eu ca străin, dacă n-aveam unii dormi, mă ținu familie, o bucată altă familie, că bani nu mai aveam. Zice, și nu mă puteam nici întoarce în țara mea. Și zice, am stat în România, nu știu câți ani a stat omul. Și m-a ținut oamenii și îți dădeau și din mâncare. Zice, popor mai ospitalier, eu n-am văzut. Zice, un lucru care a rămas, țara noastră întotdeauna a avut partea asta. Din bucățica lor, că erau săraci oameni, ca atunci, după Revoluție. Și din bucățica lor de pâine îmi dădea și mie. Îmi dădeau de mâncare, îmi dădeau cu tare. Deci, zice, lucrul ăsta l-are, zice, România în fire. Oamenii, ospitalier de a fi, să-i fie milă de tot, să dea din bucata lor. Și s-a văzut foarte bine. S-a văzut acum, exact. Când a început cum cu istoriile astea. Cum au fost, da, refugiații, toți primiți, fiecare om a scos ce a fost mai bun acasă, în față. Deci suntem ca popor, de asta ne mai ține Dumnezeu. Pentru că avem partea asta de bunătate, de a-ți fi milă de cel în suferință. Și Dumnezeu pentru lucrul ăsta, că spune că milă dai, milă primești, Dumnezeu ne mai ține. Încă, sub toată nebunia asta, încă ține rândurile strânse, că să vedem așa, deci noi ca țară ne-am împins cel mai tare în conflictul ăsta, ca să o luăm direct. Suntem o tablă de șah, gata, deschisă, parcă tot strigăm, bă, dar noi nu mai dați cândva, ca să ne arătăm și noi că suntem tari. Adică provocăm continuu. Deci un lucru care nu e în firea noastră. Bine, deci se vede clar că poporul nu vrea așa ceva, dar îs câțiva acolo sus care fac interese străini, nu au treabă cu poporul nostru, deci oamenii se uită la ei înșiși. Bun, aici să facem o ușoară disociere, pentru că așa cum ați zugrăvit dumneavoastră, asta este realitatea, sunt un număr de oameni foarte mic, numeric, care evident că spre neșansa lor nu iau în serios aspectele de ordin duhovnicesc, nu încearcă să înțeleagă faptul că și ei la un moment dat vor pleca de aici și nu vor merge într-un loc privilegiat, ci vor merge fix în același loc în care va merge și cel mai de pe urmă român. Numai și cel să vă întrerup, coleacă, rog. Mi-am amintit ceva. Citisem univa ce făceau turce. Și întotdeauna când vedeau că nu pot cuceri o țară, o cetate, cum era înainte, casa era, pe cetăți se mergea.
Și se luptau pe toate căile să găsească un trădător în cetatea aceea. Își trimiteau spionii, căutau toate căile să găsească un trădător ca să poată intra în cetate fără prin lupta asta să li moare soldații. Pe o portiță, pe ceva, să poată intra să li se deschidă porțile. Și după ce găseau și cucereau cetatea, și primul lucru care îl făceau, îl omorau pe trădătorul ceala. Pentru că spuneau așa, și dacă tu ți-ai trădat poporul tău, și pe noi, cu prima ocazie, ca străini, ne-ai și trădat. Sigur. Și atunci, prima dată, le executau pe el, pe trădătorul ăla. Vă gândiți că acum e diferit? Nu este diferit. Dar la fel și acum o să lucreze, să folosesc mai mari lumii de câțiva oameni care îi folosesc, după aia îi scot din joc pentru că îi încurcă. Da, îi sacrifică, însă se va declanșa... Dar poporul suferă, poporul exact. Suferă, aici totul. Ei, totuși, noi putem preîntâmpina, pentru că, repet, acești oameni, hai să zic, nu discutăm despre ei prea mult din punct de vedere duhovnicesc, pentru că ei nici măcar nu-și doresc să înțeleagă sau să ia în serios lucruri. Dar nu interesează treaba asta, da. Dar noi, restul de 20, se pare 22 de milioane de români, care cred că suntem în primul rând nedoritori de conflict, de suferință și de tot ce poate aduce un război, poate că nu toți suntem așa într-o relație serioasă cu Dumnezeu, dar păstrăm un potențial al binelui, nu negăm prezența lui Dumnezeu, ne dorim binele, adoptăm cea mai nepotrivită strategie, și anume îl luăm pe ce să fac eu în brațe sau ce putere am eu. Și vă rog să spuneți dumneavoastră încă o dată ce putere are un individ multiplicat atunci când ia în serios relația cu Dumnezeu. Uite, eu zic numai un lucru. În afară de ce am spus, că dacă ar începe să ar duce tot să ar spovedi, asta înseamnă împăcare cu Dumnezeu, că în momentul în care te-ai spovedit, s-o șterzi păcatele, adică te-ai căit pentru ele, că te-ai spovedit, te-ai dezlegat și te-ai împăcat cu Dumnezeu. Ia gândiți-vă să ducă numai 5 milioane de oameni să spovedească, da? 5 milioane, ca să luăm așa, să ducă să spovedească. Și la fel ăștia 5 milioane, ia să înceapă în fiecare seară, nu mai mult, 3 metanii. Trei metanii mari cu fruntea până la pământ, care poate de la copil până la 90 de ani oricine să le facă trei metanii cu fruntea până la pământ și să spună acolo o mică rugăciune. Doamne, ai milă de noi. Atât. Sau Maica Domnului ajută-ne. Hai, care poate mai mult să facă trei cu Doamne, ai milă de noi sau Maica Domnului ajută-ne să facă 6. Bătrânii și care nu pot măcar 3. Ia să facă 5 milioane de oameni în fiecare seară lucrul ăsta. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? Ca 5 milioane de oameni să plece odată seara la ora 9 la pământ să facă lucrul ăsta. Să lase toate cealante. Păi să cutremură totul, cum se zice. Pentru că sunt atâția care strigă deodată să se adună ca să face ca o făclie de aia, să duce la cer. Și poate liniști Dumnezeu totul. Deci există milioane de căi, cum se spune, de rezolvarea problemelor. Că le dă de lucru la cei mai mari, le dă o boală, le dă ceva, că nu le mai trebuie nimic. Și poate că își revin și ei păi, tom, eu din ce tulburare. Spun? Tocmai, că le dă Dumnezeu ceva, o grijă a lor, că nu le mai trebuie nimic. Dar Dumnezeu vrea niște motive. Și motivele suntem noi care să îi le dăm. Îndreptând ceva în viața noastră. Încercând, bun. Ești luptat de patima asta a băuturii. Ia uite acum începe postul ăsta a nașterii Domnului, postul bucuriei, postul care așa. Ia să renunțe la băutură, care-i fumător la țigări, să lupte oleacă cu el însăși. Băi, gata, strâng din dinți și renunți la lucrul ăsta. Fiecare să facă ceva acum în postul ăsta, să îndrepte ceva, să se apropie Dumnezeu, să strige la Dumnezeu. Să vedeți câte minuni s-ar face. Și nu, noi folosim termenul de minuni, înțelegând deci minuni ce înseamnă. Deci minuni nu că ăla-i crește piciorul, exact. La celălalt, nu. Minuni în sensul că se echilibrează toate, adică alea care le-au făcut Dumnezeu bunii foarte, cum spune și le-a făcut Dumnezeu bunii foarte, adică perfecte toate. Păi Dumnezeu poate să-i echilibreze, să liniștească mintea celor întunecați, care iau hotărâri aiurea, poate să aducă ploaia la timp, poate să liniștească apele în toate direcțiile. Adică ușor, ușor, ca un foc care se stânge. Deci Dumnezeu poate lucrul ăsta, dar așteaptă niște motive, pentru că ne respectă libertatea noastră.
Și atunci noi dacă luăm razna și nu strigăm la el să ne ajute, ne respectă libertatea, stai deoparte. La momentul în care strigăm la el, are motive să intervină, să liniștească. Deci fiecare om are responsabilitatea lui. Eu de asta spun, că, cum spune tot la Sfânta Scriptură, ajunge zile răutatea ei. Să nu mai adăugăm și noi. Știți ce înseamnă la fiecare om? Ceea ce faci tu rău în ziua aceea, picătura aia la balanță care o mai adaugi și tu. Și poate fi ultima picătură care se răstoarnă după aceea. De ce să nu pui în balanța cealaltă picătura de bine, o rugăciune în plus, o milostenie, o faptă bună în plus ca să echilibrezi în partea cealaltă? Și cum revine iară? 5 milioane de oameni, o rugăciune în partea asta, echilibrează deodată, renunță la ceva rău, echilibrează. Deci putem schimba o grămadă de lucruri fiecare personal. Nu contează la ce. Uite cum venise la cuviosul Paisie. Venise un om care avea probleme, datorii la bani, probleme înțelegerea acasă. Și-a venit la cuviosul Paisie, părinte, ce să fac, uite, nu mai pot, probleme cu tare. Și uite, părinte Paisie, știi, te duci acasă, te spovedești, te împărtășești, te duci în fiecare duminică la liturghie și spui o lederă de ală în viață. Părinte, ce spun eu și ce-mi spui matale? Și eu ți-am spus că am probleme, am datorii la bani, știi cu treaba asta. Și-a plecat bodogănind omul. Alt om care era și el un creștin acolo, l-a ajuns pe cărare și a zis, băi omule, ai alte variante în afară de ce ți-a spus părintele? Păi n-am. Și atunci, dacă n-ai alte variante, ce ai de pierdut dacă ți-o dat o cale? Ia și fă lucrul ăsta. Și ușor l-a convins. S-a dus om acasă și a început să-și pui. După câteva luni se întâlnește iară creștinul cealaltă. Și băi, cum-i treaba? Băi, și-a avut dreptate, părinte, mi s-a rezolvat toate. A venit o moștenire de nu știu unde și mi-a achitat la bancă. Colul s-a liniștit în familie, problema, a venit pacea în familie. Și ce a făcut el? Nu a alergat după bani, nu a făcut altceva și a pus rânduială în viața lui. Spovedanie, împărtășanie, liturghie și o leacă de pace în familie. Și s-a rezolvat toate problemele. Deci tocmai asta, noi am pierdut legătura cu Dumnezeu și atunci unde nu-i Dumnezeu, e haos. Deci în momentul în care reluăm legătura cu Dumnezeu, strigăm la Dumnezeu, ne împăcăm cu Dumnezeu, îi cerem ajutorul lui Dumnezeu și îi mulțumim lui Dumnezeu, să vedeți cum se rezolvă toate și se liniștesc. Da, încercam, ascultându-vă, încercam să găsesc, poate reușiți noastră, un îndemn și mai concret. Poate să spuneți, bă, oameni buni, faceți programul ăsta. Scurt, așa cum l-a spus noastră, 3 metanii, 6, 5, câte poți, roagă-te pentru... Deci, efectiv, aș vrea să sintetizați această invitație într-un cuvânt care poate stabili sau poate crea un program sau acel program care să fie urmat de 3, de 5, de 7, de câte milioane de oameni vor, începând din acest moment, de când vă ascultă pe noastră, și să vadă, să urmărească ce se întâmplă peste o zi, peste două, peste trei, în viața lor și în viața noastră a tuturor. Pentru că niciodată, cât de insistenți, cât de vicleni ar fi unii dintre conducători, nu vor putea să treacă peste voia lui Dumnezeu, care, văzând că are motivația pe care noi îi oferim, va face cu totul și cu totul altceva sau va aduce alte planuri pentru cei care, iată, manifestă, uite, normalitate. Da, dacă ar face fiecare, dimineața te-ai trezit, măcar atât, 3 cruci și spui slavă ție, Doamne, slavă ție, slavă ție, Doamne, slavă ție, slavă ție, Doamne, slavă ție. Dimineața. Dimineața. Măcar atâta, cei care nu fac nimica, care pot mai mult, să facă mai mult, dar măcar atâta. După aia, când se pleci din casă, săruți să ai icoana Maicii Domnului cu Mântuitorul în brațe, să aibă toți o icoană în casă, că atunci nu ești creștin dacă n-ai o icoană. Săruți icoana și spui, Maica Domnului, ajută-mă! Și te duci la treaba ta. Deci să facă toți lucrul ăsta. Cât poți să te mai rogi tu pe parcurs, mai spui, Doamne, ajută-mă! Maica Domnului, ajută-mă în timpul zilei! Asta fiecare după putere. După aceea, seara, când te-ai întors acasă, mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Maica Domnului, că m-ai ajutat și am ajuns și azi acasă. Că putea să se întâmple atâtea și n-ajungeai acasă. Și atunci, la ora 9 seara, să încerce fiecare, că dacă tot e vorba, să zicem o oră, așa, ca să roage toată lumea. Bine, la ora 9, la ora 10, da, nu neapărat. În fine, dar, în general, să zicem așa, ca să fie cât mai mulți, atunci când cam toți se strânși acasă la ora aceea, încă nu sculcați, încă da. Să facă 3 metanii sau 6, cât poate fiecare, dar măcar 3 să facă orice cine, cum am spus. În care să spui, Doamne, ai milă de noi. Da? Care poate
facă trei la Mântuitor așa, să facă și la Maica Domnului. Maica Domnului ajută-ne! Trei metanii la Mântuitor, trei la Maica Domnului. Să facă lucrul ăsta. Și care mai poate atunci și are puterea în afară de asta, în fața icoanei Maicii Domnului, să stea câteva minute, să-i ceară ajutorul cuvintele lui, cum știe. Să vorbească direct. Să vorbească direct, exact cum îi spui unii mame. Mamă, mă doare aici, mamă, sufer de asta, mamă, cu tare. Ei, lucrul ăsta să-i spui Maicii Domnului. Te rog, ajută-mă cum știi tu. Sau ajută-ne în țara asta, vezi ce este, ocrotește-ne. Deci fiecare să lege legătura asta cu Maica Domnului. Cât o să fie mai mulți, cu atâta o să reverse Maica Domnului mai mult har asupra țării și o să o acopere. Lucrul ăsta, cum am spus, dacă îl face fiecare creștin, să vedeți schimbarea care se întâmplă. În afară de, cum am spus mai devreme, toți ar trebui să spovedească, să ia legătura cu Dumnezeu în felul ăsta. Și atunci o să vedem într-adevăr că Dumnezeu lucrează și Maica Domnului. Da. Mai simplu decât atât, nu știu ce s-ar putea spune, evenimentele deja le trăim, nu mai vorbim la timpul viitor despre ce s-ar putea întâmpla, deja se întâmplă. Dumnezeu încearcă, după ce ne-a arătat mai mult de două cartonașe galbene, să ne spună pe toate căile să ne trezim din această autoanestezie de cele mai multe ori. Dumneavoastră și alți părinți care au primit acest dar de la Dumnezeu să ne transmită și să transmiteți niște lucruri și să explicați niște lucruri, noastră o faceți. Mai departe, cred că la un moment dat o să epuizăm sau o să epuizați și noastră toate argumentele și mila Domnului. La mila lui Dumnezeu. Mila Domnului. Dacă nu înțelegem de bunăvoie, Dumnezeu trece la alte trepte. Cum dar nici mila Domnului nu cred că va putea să fie suficientă în situația când unor noi nu oameni vrem, care când nu vrem. Stau cu spatele... Da, deci adică Dumnezeu, cum am spus, nu intră cu forța, nu intră cu bocanci în sufletul om. Dacă omul nu vrea, îl lasă, se pornește pe prăpaste, acolo se duce, lasă Dumnezeu, dacă asta cale și-o alege el. Deci până la urmă, Dumnezeu ne lasă, dar există consecințe la toate faptele noastre. Aici e toată problema, că există consecințe. Și aici, pe pământ, și dăm răspuns și dincolo. Și totul depinde de noi. Chiar dacă mă repet ușor, vă mai întreb așa ca să-i ajutați și pe unii dintre noi să aibă o părere clară, în mod special tot pe conducătorii. Merg liderii, politicienii, parlamentarii, toți oamenii galonați ai societății noastre, există un loc al lor în care vor fi primiți cu covorul roșu, cu coșuri, cu fructe sau vor beneficia de tratamentul standard? Ce se întâmplă? Vedem că și aici pe pământ, după ce moare unul, că e ultimul sărac sau că e președinte sau împărat, după 3 ani de zile, dacă îl dezgropi, fă o diferență între ei. Niciuna. Oase goale și la unul și la altul. Deci clar că toate cealante rămân aici pe pământ. La fel și sufletul se duce la Dumnezeu. Bineînțeles că eu să aibă anumite, după funcția care au avut-o, după responsabilitatea care au avut-o. Dacă o lucra rău, o să fie niște cazane mai mari, cu temperatură, cu câteva mii de grade mai mari, adică după cinstea care, cum se zice, aici o spunem și așa ca... Cinstea cuvenită, așa, în ghilimele. Cinstea cuvenită, da. Că adică, băi, tu ai avut șansa să aduci pacea într-o țară și ai preferat războiul, da? Atunci, consecințele tale trebuie să tragi pentru toți cei care au murit. Și nu printr-o zi sau printr-o lună, că așa ai lucrat, pentru veșnicie, adică nu se mai termină niciodată. Adică să fii cu foarte mare luare a minte, fiecare în funcția care o are, că o să răspundă cu vârf și îndesat din ceea ce i s-o dat. S-o dat funcții mari, ai responsabilitate mare. Că ești primar, că ești polițist, că ești, știu eu, parlamentar, deputat, ministru, președinte, răspunzi după ceea ce ți s-o dat. Și răspunzi, deci acolo nu mai merge ca aici cu mită, că nu se vede, că așa, nu. Acolo s-a terminat. Și nimeni nu trăiește veșnic aici pe pământ, că de multe ori ne prinde slava, fa, eu stare și mare. Nu, în jurul nostru vedem în fiecare zi că pleacă oameni, pleacă permanent. Așa o să plece și ei fiecare și o să plece cu ceea ce au făcut dincolo. Că aici pe pământ toate rămân. Bogăția, slava,
te duci cu faptele bune dincolo sau cu faptele rele pentru care dai răspuns. Da. Mulțumim frumos, părinte. Să ne ajute Maica Domnului, să ne lumineze, să ne înțelepțească, să luăm hotărârile cele bune și să îndreptăm ceva în viața noastră. Că asta e singura salvare. Doamne ajută. Doamne ajută.